Hey, saudare, prietenii noștri din Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 19 Carrera cu PSG. Avem meciuri importante în următoarea perioadă, dar înainte de asta haideți să facem antrenamentele astea. Ce se întâmplă pe aici? Avem jucători care se duc la naționalele lor. Spania, Anglia, Franța, Italia, Coasa de File și Argentina. Cam ăștia să juc, cam astea sunt naționale la care se duc ei. Facem antrenamentele, Mbappé, bun. O să crească e ușor, vă dați seama, putem face un profit și mai mare pe jucători, deși nu știu dacă ne vom despărți de Mbappé, Neymar, n-ai cum să te desparți de ei, avem un match, zic eu, destul de lejer, îl vom simula pe acesta, 4-1 din Pogba, Fekir, Di Maria și Mbappé, cei care marchează, din păcate pentru noi, se accidentează, Walker, ceea ce nu-i bine și urmează meci de Champions League cu Napoli. Hai să mai facem antrenamentele astea. Iată, Mbappé se duce la 88. Bun. Kehrer mare puțin face și el 78, ceea ce nu-i rău deloc. Meci cu Napoli, suntem la egalitate de puncte cu Napoli, 3 puncte cu 3. E acolo și Liverpool, dar cu 6 puncte. Haideți să vedem, totuși, n-am văzut cât stă Walker. Ia să vedem cât stă Walker, 2 zile, deci și-a revenit între timp. Jucăm pe propriul teren cu Napoli, meci de UEFA Champions League. Zic eu că va fi un meci super, super tare. Dortmund, Atletico, Barça, Inter, Locomotiv, Porto, Bruges, AS Monaco. Asta e echipa noastră și haide să vedem ce facem. Foarte puține momente și va începe partida pe Parc des Princes, PSG cu Napoli, UEFA Champions League. Vedem că plouă, dar asta nu-i împiedică pe jucători să facă spectacol pe teren. Iată și pe cei de la Napoli la o mică miuță. 3 puncte cu 3 puncte. Dacă vom pierde meciul ăsta, șansele se vor diminua pentru a merge mai departe, dar eu zic că PSG-ul va trece de Napoli. Nu știu, voi ce credeți? Învingem Napoli, da sau nu? Spuneți acum în comentarii și dacă vă doriți astfel de ani, să apăsați tot de like. Merge să jucăm, iată. Paris e magnific. Atmosfera e superbă aici. Liverpool 6 puncte, Napoli 3 puncte, Paris 3 puncte, Hakan 0 puncte. Liverpool are maxim de puncte după 2 etape. Am vis și PSG-ul, dar și pe cei de la Napoli. Așa că noi trebuie să câștigăm în aceste momente. Paul Pogba în imagini. Începe meciul, atacăm de la stânga la dreapta. Pogba. Pleacă Verratti, foarte bine a plecat Verratti, se vede șansa PSG-ului. Pasă pentru Fekir, Fekir vine cu șutul și nu cred că va fi nici corner. Ba da, iată, este lovitor de la colțul terenului. Neymar va executa, este acolo și Mbappé. Mingea strige tot la Fekir, respinge de la Napoli. Verratti nu ajunge la balon și Mertens poate declanșa un contraatac. Thiago Silva însă este foarte de Neymar Junior. Neymar încearcă dribbling-ul, intră în careu Neymar. Să vedem ce va face, face un foul dur. În opinia arbitrului este un foul, să vedem ce se va întâmpla acum. Este galben pentru Neymar Junior. Nu știu dacă e la de galben, nu știu dacă a fost foul, vreau să revăd faza. Ia să vedem aici. Nu prea mi-a dat seama, trebuie să mai văd o dată de două ori ca să-mi dau seama sigur dacă arbitru are dreptate. Ce eroare face portarul, Mbappé nu-l iartă. Mbappé nu-l iartă și este 1-0 pentru PSG. Kylian Mbappé punctează, PSG-ul, iată, deschide scorul după mare eroare a golkeeperului celor de la Napoli. Cum să facă asta? Preluare și șut. N-are cum să se mai opună portarul. 1-0 pentru PSG. Kylian Mbappé. Ce greșeală! Cum să faci o astfel de eroare în UEFA Champions League? Au mai făcut și Karius în finala UEFA Champions League. Mbappé deschide scorul. Kylian, gol în minutul 9, 1-0. Și iată că Napoli începe foarte prost această partidă și PSG-ul luase un galben prin Neymar după un foul dur. Portarul se complică, o comite și iată că scorul este 1-0. Verratti pentru Paul Pogba. Până la Angel Di Maria. Di Maria. Mbappé ținut în centru acum în locul lui Edinson Cavani. Cavani va reveni și el ușor. Să vedem ce va face acum Napoli. Replica lor, vreau să văd. Centrare, Bailey blochează bine. Vine și Walker. Nu se știa sigur dacă va fi disponibil pentru această partidă, dar și-a revenit Di Maria.
Pentru Mbappé, Mbappé se luptă superb, ajunge la balon. Kylian Mbappé. Mbappé, foarte bine pentru Di Maria, ce pasă, 6 de 2 la 0. Di Maria, blocat în ultimul moment, Paul Pogba. Șansă pentru Paris, Neymar, Asensio, reține Asensio balonul. Cam dintr-un unghi imposibil trage Neymar. Fekir. Kylian. Kylian Mbappé. Foarte aproape de dublă. Șansă mare din nou pentru PSG. Kylian Mbappé trece puțin pe lângă majorarea avantajului pe tabela de marcaj. Zona de încăciare a portarului. Câștigă Paul Pogba duelul. Dar i-a luat bine fața lui Mbappé. Koulibaly. Iar Mendy. Insigne. Insigne joacă până la Mario Rui. Foarte bine pentru Mertens. Mertens are viteză. Trebuie să avem grijă la acest băiat. Mertens avansează, tatonat de Thiago Silva. Până la urmă Mertens îl vede foarte bine pe Insigne din nou. Mertens, jocul continuă. Scapă PSG-ul și poate declanșa un contraatac Mbappé pentru Neymarito. Să vedem pe Neymar, până la urmă nu era deloc. Neymar Junior. Neymar intră în care, centrează Verratti cu capul și e 2 la 0. Este 2 la 0. Iată ce execuție reușește Verratti cu capul. Cred că s-a cerut offside la Mbappé, sau nu dau seama, foarte nervos portarul Napoli. Totuși, cred că aici este și vina sa, pentru că Verratti dă cu capul de la 12 metri. Cum să nu ajungi acolo? În fine, minutul 26, 2 la 0 pentru PSG. Iată aici centrarea lui Neymar, destul de bună. Mbappé nu cred că era în offside. Nu cred că Mbappé se afla în poziție neregulamentară. Vine Verratti cu capul. Foarte bine, portarul vede, vede târziu balonul. Mingea a luat pământul, este ud terenul. Nu mai are ce să mai facă și este 2 la 0, minutul 26, PSG-ul conduce cu 2 la 0 pe propriul teren pe cei de la Napoli. Napoli care venea foarte încrezătoare pentru această partidă. Visa la cele 3 puncte, iată că este din ce în ce mai greu pentru că PSG-ul e în formă bună. Jordi Alba pasă pentru Paul Pogba, șansă din nou pentru PSG. Verratti. Verratti până la Di Maria, Angel Di Maria avansează. Di Maria poate centra. Di Maria se toarce. Kylian Mbappé din prima pentru Fekir, preluare și șut. Respinge corner portarul. Foarte aproape de 3 la 0. Foarte aproape de 3-0 PSG-ul. Să vedem centrarea lui Neymar pentru Kylian Mbappé. Nu câștigă Mbappé duelul. Mingea să revină la Jordi Alba. Tot PSG-ul e periculoasă. Neymar trece bine până la urmă. Neymar, centrarea pentru Mbappé, bară și ce ratare Di Maria. Haide băi Di Maria, cum ratezi de acolo? Iată și un selfie în peluză. Din nou portarul Asensio blocat la această lovitură de cap a lui Kylian Mbappé. O lovitură superbă ce lovește transversala, însă din păcate pentru PSG Di Maria n-a fost atent. Mingea îl lovește, nu cred că se aștepta. Nici Di Maria nu cred că se aștepta la așa ceva. Paul Pogba. Iată, Dortmund conduce cu 1-0 pe Atletico Madrid. Un fault, zic eu, acordat destul de ușor. Fekir. Neymar. Neymar încearcă o trecere spectaculoasă. Mingea rămâne în posesia PSG-ului. Mbappé încearcă acolo. Pentru Di Maria însă a fost blocată mingea în ultimul moment. Napoli încearcă să fie periculoasă. Nu găsește spațiile. Nu știu ce se va face Napoli în asemenea condiții. Iată Fekir. Mbappé. Mbappé pentru Neymar. Din nou lansat Neymar Junior. Ajunge la balon. O ține în teren. Ai, 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 Neymar, ce faci? A avut șansa aici, însă, din păcate, Neymar iese cu balonul în afara terenului. Avem 2-0, totuși. 2-0, un scor cu care cred că vom intra la pauză. O eroare a jucătorului Napoli. Prea ușor greșesc. Însă și Fekir găsește o pasă simplă aici. Mbappé se luptă. Pogba însă nu-l susține aici. E pressing. Să vedem o nouă eroare. Oare a portarului până la urmă. Scapă cu bine Napoli. Iar Mendy pentru Insigne. Cam absent în această bandă. Cetănin nu prea a primit balon. Acum avansează Insigne. Insigne cu Thiago Silva. Îl blochează bine acesta. Aruncare de la margine pentru Napoli. Mario Rui, foarte bine, vine Verratti, centrarea însă e slabă. Pogba, Neymar, Mbappé, cere Di Maria balonul, nu l-a primit, din nou Kylian Mbappé.
Greșește pasa, o pasă simplă și se termină prima repriză, 2-0 pentru PSG. Napoli n-a reușit să pună presiune deloc la pana lui Gigi Morakari, 1-0 la Bruges, Barça 1-0 cu Inter, Galata 1-0 cu Schalke și Lokomotiv Moscova este la egalitate 1-1 cu Porto. Începe repriza secundă, să vedem dacă în această repriză Napoli va putea mai multe împotriva PSG-ului. Până acum n-a demonstrat mai nimic și în asemenea condiții cred că Napoli va termina pe locul 3 în această grupă. Și zic eu că lupta se va da între noi și Liverpool, deși Liverpool ne-a cam zdrobit pe Anfield Road. Ne-a dat cu fotbalul în cap, Jordi Alba cade, nu se dă faul, jocul continuă, Callejon vine cu o centrare dezastruoasă, dar na, nu, e corect. N-am văzut că mingea a fost deviată. Vine centrarea, Fekir, Zielinski acum, vine Neymar Junior să blocheze. Iată șansă. Nu blocăm, PSG-ul poate primi gol și cât de bine scăpăm de aici. Neymar călcâi pentru Jordi Alba, are viteză Jordi Alba, urmărit de Koulibaly. Însă pe Jordi Alba nu-l ia așa ușor. Jordi, Mbappé, cât de bine se descurcă PSG-ul acest contraatac. Angel Di Maria, Di Maria, întoarce. Pasează pentru Mbappé, însă pasa e greșită. Pasa e greșită, Paul Pogba vine cu recuperarea, Fekir! Ho-ho, ce execuție! Ce execuție, Nabil Fekir, 3-0, minutul 55, PSG-ul dă de pământ în aceste momente cu Napoli. Execuție de vis a lui Fekir, priviți recuperarea lui Pogba, pasă bună și acesta din prima cu stângul. Lovește superb Nabil Fekir, de-asta l-am luat eu pe Fekir la PSG. Execuție de nota 10, 3-0. PSG-ul conduce pe Napoli, italienii au probleme mari. Oare ăsta să fie momentul descătușării celor de la PSG în Champions League? Atletico iată egalează prin Godin pe Borussia Dortmund. Este 1-1 din minutul 56. Hisai a avut Napoli o partidă foarte slabă până acum, însă mare timp să-și revină Insigne. Ce șut dezamăgitor. Neymar Junior. Pleacă Di Maria, însă îl preferă pe Verratti. Verratti avansează. Pleacă Kylian Mbappé. Mbappé. De unul singur, Mbappé periculos la astfel de faze. Kylian Mbappé în brațele portarului. A încercat și el în exterior, însă nu a ieșit așa cum a făcut-o Fekir. Iată aici, foarte sigur pentru jucătorul Napoli, Fekir se luptă pentru o recuperare. Walker, foarte bine în fața lui Insigne, Thiago Silva, Pogba, călcâi pentru Fekir, ce șansă are acum PSG-ul de a face 4-0, Nabil Fekir. Urmărit bine Fekir, să vedem Mbappé, tot cu Fekir, Fekir, Kylian Mbappé, exterior, este corner, dar voi face modificări. Haideți să schimbăm ceva. Îl bag pe Hesse în locul lui Neymar, îl bag și pe Diarra în locul lui... Da, nu, îl bag pe Choupo-Moting, care a dat gol, superb, îl bag în locul lui Verratti. Și... Diarra, Ruben Vesson în locul lui Bailey. Astea sunt modificările noastre, facem 3-66. Să vedem cum le vom descurca acum. Pogba, tu poți să dai cu capul aici, să vine Choupo-Moting. Mbappé, nu lasă mingea să iasă, Di Maria! Ce încearcă Angel, un șut dintr-o poziție foarte grea. 3-0, pentru 68, Napoli, până acum, nu poate să dea replica PSG-ului. Mbappé, pentru Angel Di Maria, din nou șansă, Di Maria, o centrare, boxează foarte bine portarul acolo. A ieșit bine și a boxat, se putea face 4-0 dacă nu era atent goalkeeper celor de la Napoli. Aici Pogba nu reușește recuperarea, Zielinski aproape de un faul legal pe Fabian. Insigne, combinații bune, Insigne urmărit de Thiago Silva. Thiago Silva nu blochează, însă Ruben Vesso foarte atent. Choupo-Moting acum. Choupo-Moting e cam obstrucționat aici, după părerea mea. Fekir, ușor. Pogba, până la Jordi Alba în margine, Jordi Alba, întoarce pentru Choupo-Moting, Mbappé, încearcă pentru Hessen, însă pasa e slabă. Greșim și noi pase destul de simple. Iată aici, combinațiile astea sunt frumoase, Mertens, e pericol și e gol.
Am văzut, știam că Mertens este periculos în astfel de fază, însă totuși și Gigi primește un gol destul de ușor la colțul scurt. Minutul 77, Napoli ne duce din diferență. Gol marcat de Mertens, priviți-l pe Gigi. Nu-și apără bine colțul scurt, 3 la 1. Napoli încă mai speră acum. Napoli mai poate spera, dar să vedem replica PSG-ului Hesse. Mai departe la Mbappé, vine șutul lui Angel, reținut acolo de Asenjo. E destul de greu să mai poată să facă Napoli ceva. Choupo-Moting. Mbappé. Mbappé, ce trecere a încercat, recuperează Paul Pogba. Hesse, din nou cu Pogba, Pogba încearcă tot cu Hesse, însă n-a reușit. Hai că nu-i fault acolo, până la urmă jucătorii lui Napoli evită. Out, out pentru Napoli. Nu prea unde combina. Până la urmă găsesc soluții. 1 la 1. Aboubakar face 2 la 1 pentru Porto. Minutul 83. Iată aici Jordi Alba. Se încurcă. Verdi poate face ca scorul să fie 3 la 2 pe acest final. Foarfeca lui Mario Rui. Execuție pretențioasă. Însă nu poate reuși cum a făcut-o Choupo-Moting în etapa precedentă. Mbappé pentru Hesse. Hesse se luptă să recupereze acest balon, pentru că totuși pasa lui Mbappé a fost destul de scurtă. Ar fi fost mai bine o minge lansată pentru Hesse. Hamsik. Napoli parcă a prins curaj după acest gol, însă nu mai are timp, nu mai are minute la dispoziție să încerce revenirea, sau chiar mai bine să revină, pentru că încearcă Gigi, nu se complică și boxează. Zielinski, șut în blocaj. Ho-ho, ce execuție! Și iată ce final de partidă vom avea! Ce final de partidă vom avea! Cine a fost? Tom Mertens? Gigi aici cred că putea să rețină balonul. Vine șutul din prima, superb, vicul porții. Meci de bun cu 5 goluri. Execuția este una superbă a lui Insigne. Ho, cum să mai ia Gigi mingea asta? Ce să mai facă? Iar PSG-ul acum trebuie să țină de minge cât mai mult. Choupo-Moting. Kylian Mbappé. Mbappé. Fekir. Iată șansa aici. Bară. A doua bară a lui Mbappé. Minutul 91. Foarte aproape să încheiem practic această partidă. Hai, Choupo. Ultima șansă pentru Napoli. Cum ar fi o revenire? Cum ar fi ca Napoli să egaleze? Nu cred că nu m-aș aștepta la asta, sincer. Dar, iată ce șanse, ce șanse mari! Însă arbitru pune punct final. 3 la 2, totuși e o victorie cu emoții. Deși la un moment dat părea că nu se mai poate întâmpla nimic, iată că Napoli a avut forța să revină, să puncteze de 2 ori, însă diferența de 3-0 a fost mare pentru Napoli. 3-2 scor final, supărat Insigne, Mbappé. 6 ocazii, un gol, de 2 ori a lovit bara Kylian Mbappé. Totuși bune, 3 puncte, am luat goluri destul de ușor. Cred că la colțul scurt, acolo Buffon putea să evite, însă asta este. Porto a bătut pe final, Galata egalată, Barça egalată și Monaco a bătut la Bruges. Noi avem meci cu Marseille, iată un nou derby. Un nou derby al Franței, superb, dar va trebui să facem câteva modificări. Haideți să vedem. Mbappé, Cavani, Mbappé, Neymar, Fekir. Trebuie să schimb puțin aici la mijloc pentru că băieții sunt destul de obosiți. Și nu vreau să îi forțez extrem de tare. Îl bag și pe Areola. Areola care ușor, ușor cred că va lua locul lui Lea Gigi, pentru că greșește destul de mult Gigi în ultima perioadă. Merge să jucăm în deplasare la Marseille. Derby în Franța, Marseille îl întâlnește PSG. Să vedem dacă Marseille va reuși să se afirme, va reuși să se impună în fața celor de la PSG. E destul de greu, PSG-ul cam defilează în Liga, însă e un meci foarte, foarte dificil pentru noi. Echipele sunt gata să intre pe teren. Olympique de Marseille cu Paris Saint-Germain. Etapa cu numărul 11 în Franța. Este un meci important. Jucăm și cu rezerve pentru că erau destul de obosiți Thiago Silva, Bailey, Walker, Bernat, chiar și Verratti, Fekir, și Paul Pogba erau destul de obosiți. S-a lăsat la atacul, revine Edinson Cavani în centrul atacului la PSG, în bandă cu aceiași jucători, Neymar și Kylian Mbappé. Începe partida, Marseille atacă de la stânga la dreapta pe propriul teren, are posesia.
Și să vedem ce se va întâmpla. Marseille, echipament alb cu un pic de albastru, PSG-ul negru complet. Iată pe Rabiot, recuperă pasă pentru Edison Cavani. Cavani pentru Neymar, o minge puțin ca în lungă, la care ajunge totuși Neymar. Neymar intră în interiorul terenului. Neymar este corner. Exteriorul lui Neymar însă se opune foarte bine portarul. Să vedem aici, iată cât de liber, cât de liber este Ruben Veso. Preluare! Preluarea lui Ruben Veso, întoarce pentru Diarra. Dani Alves, Dani Alves, bară! Ce șansă are PSG-ul, Neymar joacă cu Bernat. Până la Diarra, Adli, Rabiot încearcă și el șutul din nou, corner, iată Marseille-ul, nu iese din propriul careu. Să vedem, Neymar încearcă o centrare acum, Kylian Mbappé și Veso nu reușește să dea în minge. Oh! Ce eroare, Diarra cred că a fost ăla, nu? Da, Diarra. Diarra au comit-o talpa lui Neymar aici, nepenalizată de arbitru. Să vedem lui Gustavo, să vedem replica celor de la Marseille, au scăpat de gol. A fost periculos de la PSG, însă iată că Marseille-ul cu puțin noroc a scăpat. Bernat recuperează șansa aici pentru PSG. Bernat, Diarra. Ei, Diarra a luat și banderola, dar destul de slăbuț. În 10 meciuri, 25 de goluri marcate pentru PSG. O medie bună. Aici Veso, iese Areola, nu s-au înțeles cei doi. Și se dă faul la portar, nu cred că a fost. Părerea mea. Areola. Totuși, Areola a avut până acum evoluții bune cât timp a jucat, mai bune decât ale lui Gigi. Din păcate, Gigi, ușor, ușor, bătrânețea spune cuvântul. Neymar, Diarra. Pleacă Neymar bine, foarte bine l-a văzut Diarra pe Neymar, Neymar. În care eu, tot pentru Diarra. Aș fi preferat acolo, pasă pentru Edison Cavani. El Matador Cavani, dar Neymar n-a reușit asta. Iată că Marseille-ul poate fi periculos la astfel de faze. Diarra trebuie să aibă grijă. Diarra nu reușește să intervină. Areola n-are ce să facă și e 1-0. Marseille-ul deschide scorul la prima ocazie mare de gol, minutul 20. Germain este cel care deschide scorul. Ce eroare, dar unde erau fundașii mei? Diarra aici riscase a roșu. Areola nu reușește să se opună și este 1-0 pentru Marseille. Totuși am încredere în echipa mea că va reuși egalarea. Diarra, Cavani, Kylian Mbappé. Ce intervenție bună are portarul. Șansă mare de gol Neymar. Cavani. Ho-ho. Scapă, scapă Mandanda din nou. Iată cum Marseille-ul este ocrotită până acum, să spunem așa. Veso. Kehr. Diarra. Unde ai fost Veso? Unde ai fost Kehr la faza precedentă? Bernat. Foarte sigur și Bernat pe el. Cavani. Aici se dă fault. Cavani evită să fie lovit și nu mai ajunge la balon. Adli. Și el este mijlocașul la închidere și nu a fost prezent la acea fază. Alves, Dani Alves. Mai departe pentru Kylian Mbappé. Du-te în care un Cavani. N-am nevoie de tine aici. Mbappé trece bine. Diarra pentru Neymar. Neymar greșește pasa. Prea multe pase încercat acolo. În acea zonă nu cred că era nevoie de așa ceva. Iar Marseille-ul acum poate profita. Însă e Ruben Veso aici foarte atent. Pasă pentru Dani Alves, avansează Dani Alves. Alves pentru Kylian Mbappé, șansă mare aici pentru PSG. Dar din nou Cavani, nu mi se pare că vine foarte bine. Neymar, fof, ce noroc. Ce noroc pentru Marseille, acolo nu înțeleg de ce n-a șutat. Sau mai bine acolo am dat pase. Și n-a mai venit pasa. Neymar fără fault. Destul de ușor. Destul de ușor acolo acest fault. Sanson o minge lungă. Rabiot câștigă 2 la cap. Dar nu prea are cu cine combina Cavani. Adli. Pentru Mbappé care nu e în offside. Mbappé. Mbappé centrează. Diarra vine. Din nou șansă pentru PSG. Totuși cam ușor pierdem
ratăm, mai bine zis, cam ușor. Cam ușor ne jucăm cu ocaziile astea. Și nu e bine. Am văzut Marseille. A fost o poziție bună acolo pentru Diara. Și cred că i-a strigat lui Neymar să o lasă. L-am văzut pe Neymar cum s-a oprit. Mingea ajunge la Edinson Cavani și Marseille-ul poate fi periculoasă aici. Mbappé face și faza defensivă. Iată-l pe Veso. Până la urmă rezolvă faza. Dar Bernat cu pasa greșită din prima. Diara din nou nu se află într-o poziție tocmai bună. Areola. Este mingea pe lângă poartă. Nu avea oricum, zic eu, cum să primească gol Areola la faza asta. Dani Alves de unul singur. Foarte bine Alves. Poate continua cu brio faza asta. Să vedem. Mbappé. Mbappé intră în interior. Kylian Mbappé. Mbappé. Mandanda reține. Paes 100% procentajul de pase. 7-7 doar pentru Diara. Ce se întâmplă aici? Haide băi Adli. Prea ușor a căzut. Offside. Oh, supărați suporterii Marseille-ului. Am văzut acolo foarte revoltați de această decizie, dar a fost un offside. Mbappé. E fault. E fault. Clinton poate vedea și galbenul și-l vede, iată. Destul de ușor, zic eu, că la acord arbitru. Să vedem faza asta. Dani Alves. Dani Alves încearcă șutul. Un șut centrare a fost acolo. N-a intrat nimeni. Se termină prima repriză. 1-0 pentru cei de la Marseille. Marseille, iată, conduce PSG-ul, însă se vede dacă va reuși până la final. Intră Fekir. Intră... Cine? Pe cine? Sunt pe Verratti. Intră Verratti. Stați puțin să facem așa. Facem două modificări momentan. Ne păstrăm și pentru final. Mai păstrăm o modificare. Încercăm să forțăm pe această repriză secundă. Diara, după o evoluție slabă, este schimbat, intră Nabil Fekir. Fekire, vreau să ne arăți tot ce știi. Kehr, eroare mare, Germain, foarte bine, Bernat. Bernat, vine să facă faza defensivă, întors destul de ușor. O centrare, Ruben Veso, e atent și Verratti pleacă pe un contraatac acum PSG-ul. Cam încet Verratti la faza asta. Fekir, de unul singur. Fekir pentru Neymar Junior. Neymar Junior așteaptă în careu. Vine și Mbappé. Neymar. Neymar. Prea mult. Prea mult a așteptat Neymar. Aruncare de la margine pentru Marseille. Pentru că se pare că mingea a fost blocată de Fekir. Prea mult a așteptat Neymar. Cavani. Aproape și el de o recuperare importantă. Aici... mingea nu este țintă sub control de Dani Alves. Hai Alves, hai Alves, mai atent. Verratti recuperează. Verratti pentru Fekir. Iată ce șansă are PSG-ul aici la Bill Fekir. Să vedem ce va face. El așteaptă pe Rabiot. Rabiot pentru Kylian Mbappé. Mbappé în care... Mbappé. Prea ușor. Mult prea ușor pierde aici duelul. Mai bine greșește pasa Mbappé. Puteam avea ocazie mare de a marca. Este un foul de galben al lui Alves. Jocul continuă. Ce șansă aici pentru Paie. Paie, o centrare superbă. 2-0. Procentaj de 100% la pasă pentru Paie. Iată cât de bine vede acolo spațiul liber. Rândul 60, Marseille-ul are 2-0 la cu PSG. Ceea ce nu-i bine pentru noi. Pasa-i bună. Verratti a venit să facă faza defensivă. Șutul e imparabil. Face și Marseille o modificare. Însă am așteptări în continuare de la Fekir. Cavani care n-a mișcat nimic în partida asta. Foarte slab Edinson Cavani azi. O centrare. Veso. Ho-ho. Nu, se întâmplă ceva. Bernat, o comite și el. Probabil oboseala spune cuvântul. Să vedem aici o nouă centrare. Dani Alves. Verratti. Fekir pentru Mbappé. Mbappé mai departe la Nabil Fekir.
Un fault acolo, hei, hei. Arbitru se face că nu vede aici. Un pressing, Mandanda degajează. Dani Alves. Verratti. Fekir, tot cu Verratti. Se așteaptă sprijinul la Bill Fekir, Neymar Junior. Șutul din prima este și marcatorul primului gol, Germain. Intră Gignac. Iată, forțează Marseiul, forțe proaspete pe teren. Cavani, cum spuneam, inexistent. Nu înțeleg ce se întâmplă cu el. Mă așteptam la mai multe. Așa că iată Marseiul. Poate face ce n-a reușit Napoli, ce n-a reușit Lyonul în acest sezon. Blocăm aici, o nouă centrare. Areola nu reține. Puțin nesigur și se dă offside. Se dă offside. Este rândul nostru să preluăm din nou atacurile. Cavani pentru Neymar. Iată ce șansă are Neymar Junior. Aici să vedem cum se va descurca Neymar. Neymar, Neymar. Centrarea lui Neymar. Mbappé, Verratti. Ah, Dumnezeule. Șansă mare, dar știu cum schimb eu echipa asta, că nu-mi place cum mă pun aici. Trebuie să facem așa. Pentru că altfel nu put, nu vom reuși. Chiar nu vom reuși. Pun și pe Fekir aici. Bernat, o să-l urc cât mai mult posibil. Mergem și atacăm cu tot ce se poate. Și-l bag pe Hesse în locul lui Bernat. Trei modificări. Asta e echipa noastră în ultimele 15 minute. Va fi greu. Va fi greu să nu primim gol. Însă aștept un Cavani mai activ. Deși n-am făcut nimic până acum, nu cred că se mai poate schimba ceva. Marseille-ul ține de minge, știe ce trebuie să facă. Ar trebui să forțăm puțin în pressing-ul noi. Dar iată combinațiile bune. Se duc în margine. Pot centra. Blocăm. Și am aruncare de la margine. Acum se face modificarea. Este Bernat, intră Hesse. Rabiot. Nu primește faultul. Ei, ce eroare aici. Și acum putem fi periculoși. Dani Alves. Alves. Cavani. Cavani, bine, aici Fekir pentru Neymar, pasă-i bună, Neymar Junior. Neymar vine cu șutul, din nou se opune Mandanda. Mbappé a rezistat destul de bine, Alves, Verratti, e fault. Hei, ia la piciorul lui Verratti, nu lasă să dea minge și arbitru nu dă absolut nimic, nu cred. De ce face asta arbitre? Ruben Vesu, hai Areola, hai Areola, hai tată. Da, nu. Nu mai are ce să se întâmple. 3 la 0. Areola a greșit de acolo și Salvio reușește o execuție de zile mari. Iată eroarea lui Areola. Pase din prima. Și PSG-ul pur și simplu este demolată. Cavani. Într-o evoluție dezastruoasă. O zi super proastă. Dani Alves acum. Alves. În care... centrarea e bună. Ei, dar Mandanda cât a apărat băiatul ăsta. Cât a apărat Mandanda. Vine lovitura de cap. Kylian a fost aproape. Încă centrarea lui Neymar. Și s-a terminat. Marseiul umilite de Marseiul umilește PSG-ul... Ce victorie! Dar într-un fel de bine, pentru că, din nou, trebuie să le demonstrez băieților ăsta că nu merită banii ăia. Totuși, așa va fi cam într-un puțin mai strâns, pentru că, da, cu... ia să vedem, uite, să ne uităm, să vedem cam câte puncte sunt între noi și ceilalți. Avem 5 puncte față de Lyon, 7 de față de Marseille. Este prima înfrângere. Aveam 10 din 10 până acum. Vine și înfrângerea.
Monaco pe locul 8, destul de slăbuț, are trădare Reims, Angers și Nîmes Olympic. Au doar 5 puncte, dar prieteni, aici se va termina episodul, am fost Ismael, sper că v-a plăcut, uite, să dați un like, un share și un subscribe. Pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!